Da, nu om nu are treabă când nu mai eu. Nu mai eu cămașă, nu mă mai îmbrac când are sens. În tricou, vară, cald. Da, înțeleg că ești pornit la drum, dar te-a oprit un mesaj de la un consătean. Nu mă opri, m-a sunat. M-a sunat și problema era cu... Deci m-a uitat un mesaj, era la Vocea Podeștelui, așa, postat pe Facebook, și eu un timp n-am mai umblat la mesaj ca să văd, să le mai avem treabă să văd și mesajul mai dat, XY, că n-am avut timp. Și acum, cât am stat și am așteptat, în parcare, stau până seara, și am zis, să mă uit la pe mesaj. A, și am văzut. Am văzut cât de urât a vorbit doamna Rodica Voideș, din Bodești, neamț. Cât de urât și m-a făcut între tot felul. Am mesaj aici. M-a făcut anticapat, avort nereușit. Bun, Ce ești? Deci și pe... dumneata ai dat o replică sau de ce te-a sunat soțul ei sau cine era fratele? Da, celul. Da. Deci am făcut în tățelul, vedeam un curând și te-ai răzbunat, arătare. Și ești întâmpit, ești așa, la cât te prezint un soț, nu știu. Și eu asta am răspuns, în scris am răspuns la el și ești bătut cu oșeie în cap, nu poți fi la televizor. Ok. Ai de mine, atât a fost, știi, și eu spus lui. Și el m-a sunat. M-a sunat pe video, direct din Germania, eu scris. Păi, când vin acasă, omor, cum îți permiți să vorbești nevastă așa? Păi, dar cum, dacă el nu avea nicio treabă cu mine, cu ce am filmat-o pe acolo, prin sat, pe ce avem eu pe acolo? De mă critică un nimeni, fără clasă, fără școală, fără nu știu cum, sunt un retard, un... celul ce-a venit la gură. Și soțul ei te-a amenințat. Da, și el, fai, de fapt, eu mor. Am și înregistrarea care, în câteva cuvinte, care m-am trimis-o, cât întâi mi-a trimis înregistrarea și după aia m-a sunat. M-a sunat pe video și m-a și speriat, cum el e un om de așa puternic, ăla ca interlopii, de așa Nu, mare. nu contează, că poți fi și un om bun dacă arată ca interlopii, că Cum se referă la mine prin telefon, când te nu prind de judec. spalt, te mute pe stoinești, te fac Nu bucăți, te fac. judecăm omul după cum arată, îl judecăm după fapte și după vorbe. Și din vorbe înțeleg că te-au amenințat cu răfuială, cu bătaie. Dar asta e ilegal. Da, Și da. ai de gând să denunți organelor? La poliție, da. Am să duc, acum vin la 30 de zile acasă, deci mai am 3 săptămâni, până merg acasă, când am la servici și am să dau, mi-am trimis înregistrarea lui băiatul meu, unul din băieți, și se duce și face reclamație și se duce la și o prezintă polițistul. Da, mă, ta Și o să facă... ești acum în Franța, dar te duci și dumneata în Germania. Și dacă și el e în Germania, poate are rost să te plângi și autorităților germane pentru amenințare. Că puteți să vă intersectați și acolo pe la un semafor. Dar cine știe? Asta se poate. Cine știe? Ea nu știe unde și eu nu știu unde el, ca să zic așa. E mare Germania, dar pentru doi oameni mari, nu, n-ar fi de mirare să vă întâlniți într-o parcare. Dar se poate, se poate, se poate Dar cum s-a orice. întâmplat cu Naș. fiul? Cum s-a întâmplat cu fiul dumneavoastră? Cine l-a agresat? Costel Didiț. Unchiul lui Marinel, lui Al Balna Marinel. primarului. Unchiul primarului. Și ați A denunțat? primarul, da. L-au Ați prins, o denunțat? ieșit cu o scândură în... Da, o ieșit cu o scândură în fața mașinii și l-au obligat să oprească. Și l-au obligat să dea jos geamul că și l-au prins de gât, așa, l-au prins de gât, așa. Și cu tardi și filmez pe aici, cum și, bă, am filmat, el nu a filmat, eu am filmat șanțul, ca să cum de la voi, ei zic ca o comunitate, ca să zic așa. La neamuri și la astea se poate să facă până în temelie, că din marginea șanțului până în temelie, vreo 80 cm, un metru. Și la mine nu se putea 30 cm și nici la alții, și la alții, și așa mai departe.
Bun, și pentru Nu tot era tot din bambu? pentru atacul ăsta nu se plânge fiul dumneavoastră la poliție? O fost. O Da, bă, fost. da, o fost, o făcut, o depus. O Deci depus. O... să nu-i lăsați să vă amenințe în felul ăsta, pentru că ei îți prindă la curaj și o să creadă că în felul ăsta o să vă închidă gura. Dar nu trebuie să vă lăsați. Da. Că Păi nu, legea cu e de partea siguranță. dumneavoastră. Corect. Totuși Și... aveți grijă cum comentați pe rețele sociale ca să nu fie jignitor, ofensator, calomnios, denigrator și în rest Păi... criticați cât în cape, că critica e apărată de Constituție. Da, dar dacă e, cum am citit, m-a făcut în tot felul, de retard, avort, fel și chiba asta, nu zic, nircis. De acord, dar la jignire nu răspundeți cu jigniri. Da, și avea să-i, ce să zic, și el de asta s-a enervat. Cum îți permiți să spui așa nevastă? Păi vedeți la Aia ce dată de duce, bișină. vedeți la ce duce spirala ilegalităților. Răspuns cu o palmă la palmă, după aceea urmează pumni și șuturi în fund și Da. de la asta se ia bătaie. Da, Când se cam așa. putea, nu neapărat creștinește să întorci celălalt obraz, dar să zici, băi, om bun, m-ai lovit cu o palmă, asta e ilegal, te denunți la poliție. Sau nu-i zici nimic, chiar te duci la poliție, mai ales dacă ai martori. Dar să răspunzi tot cu Da. palmă, e deja ilegal. Da. Și, dar nu are, deci doamna nu avea nicio treabă. Doamna Voideș nu avea nicio treabă. Nu era adresat nimic ei. Nu Dar era... era o discuție publică în grupul comunei Bodești și normal că s-a implicat într-o discuție publică. Avea dreptul să facă asta. Că a făcut-o Da. necivilizat, e rușinea ei. Dacă și dumneata Păi... ai răspuns necivilizat, tot să-ți fie rușine. Dacă soțul ei te-a amenințat cu răfuială fizică, asta e chiar penal. Da. Asta e, să ajunge la treburi de astea, dar și de ideții din Costel l-a bătut pe fișorul, iar acolo e agresare fizică directă. Sigur, Ești măcar o cu farul în amendă, fața mașinii. măcar o amendă trebuie să ia Ce să mai zic? unchiul primarului, sigur. E incredibil, deci e chiar incredibil. Revoltător, de acord. Facem mediatizare și Eu nu mergem știu pe calea ce o faci, ce o să oficială cu fac organul. organele. Deci, în paralel cu organele, facem mediatizare să nu creadă că v-au intimidat, că v-au speriat, să se știe de fiecare dată când vor atenta, când vor încerca să vă intimideze. Mulțumesc pentru încredere. Numai bine, sănătate. La revedere și drum bun. Ciao.